O dronă de origine militară s-a prăbușit seara trecută pe insula Marea Brăilei, aproape de Dunăre. Drona a căzut pe un câmp la aproximativ 12 km de orașul Brăila, mai exact în apropierea unei ferme. Localnicii din zona au filmat drona care a trecut pe deasupra caselor lor și au spus că ar fi scos un sunet ciudat. Mai mulți polițiști și jandarme au ajuns la fața locului pentru a asigura zona. Autoritățile au găsit restul din dronă, dar și o groapă în pământ. Locul unde a căzut drona se află la aproximativ 30 de km de porturile Reni și Isacea, unde au fost găsite dronele. Sistemele folosite de Armata României sunt OSA AKM sau Gepard. Sunt mobile și extrem de eficiente pe rază scurtă și medie. Gepard și OSA sunt sisteme de apărare antiaeriană blindate, capabile să depisteze ținte la altitudine de doar 10 metri care zboară cu viteze de maximum 300 de km pe oră. Sunt dotate cu muniție cu rază de acțiune de până la 7 km. OSA AKM este special conceput pentru a dobură avioane și drone, cum ar fi cele folosite de ruși la granițele noastre. Aceste sisteme zboară la altitudini joase, duc până la 200 de kg de muniție și nu depășesc viteze de 190 de km pe oră. Autoritățile nu au oferit până acum informații oficiale despre acest episod ori despre proveniența dronei. Incidentul nu a fost confirmat oficial și nu a fost emis niciun mesaj ro-alert, așa cum s-a întâmplat în cazul unor situații similare. Din septembrie 2023 încoace, autoritățile au găsit pe teritoriul nostru mai multe resturi de drone similare cu cele folosite de armata din Rusia. S-a întâmplat în mai multe localități din județul Tulcea, relatează observator